Zilele municipiului Orșova s-au deschis de ieri seară, iar sute de cetățeni, dar și turiști, s-au bucurat de evenimentul care a lipsit timp de 2 ani din peisajul estival. De asemenea, a fost prezent și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Să dăm drumul oficial la distracție! Avem 4 zile în care v-am pregătit foarte multe surprize! Zilele municipiului Orșova. De această dată, să știți că nu sunt singur. Nu sunt singur în desfășurarea acestui eveniment și nu numai. Am alături de mine oaspeți de seamă, cei care au fost tot timpul alături de mine și de această comunitate. Și o să rog să vină lângă mine pe președintele Consiliului Județean, pe domnul Aladin Georgescu. Suntem toți aici în slujba acestei comunități. Orșova se dezvoltă, ați observat și dumneavoastră, cât se poate de bine, și asta pentru că am avut un sprijin foarte important, un sprijin care a venit totdeauna de la președintele Consiliului Județean. Mă bucur că ai onorat această invitație și este astăzi lângă mine. Bună seara, dragi orșoveni, locuitori ai comunelor învecinate și, bineînțeles, bună seara, dragii noștri musafiri, de pe unde ați fi, din toată țara, poate chiar și de prin străinătate, fiindcă suntem aproape de zona asta atât de dragă multora dintre români, zona cu care și noi ne mândrim peste tot pe unde mergem. Lucrurile bune pentru dumneavoastră, pentru municipiul Orșova, nu se pot face decât în echipă. Și din punctul meu de vedere, așa cum cred că am și demonstrat în anii trecuți, alegerile sunt alegeri, vin, trec. Noi timp de 4 ani de zile suntem în slujba dumneavoastră, în slujba mehedințenilor. Suntem votați de dumneavoastră și suntem obligați să facem lucruri bune pentru dumneavoastră. Și mă bucur să constat că, în comparație cu ceea ce era anul trecut, lucrurile au evoluat destul de bine. Acest mare proiect, cel mai mare din județ, se implementează la dumneavoastră. Vi s-a reabilitat rețeaua de apă, puțin canalizarea și se asfaltează aproape toate străzile din municipiu. Este un proiect aprobat cu ani de zile în urmă pe guvernare PSD, continuat pe altă guvernare, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, lucrurile bune trebuie făcute și continuate, indiferent de culoarea politică. Și mă bucur să constat că aici, în cadrul Consiliului Local, lucrurile funcționează bine și consilierii își dau toată silința să susțină proiectele primarului și ale viceprimarului. Domnule primar, domnule viceprimar, stimați consilieri, vă urez spor la treabă, să nu uitați că oamenii v-au votat, să faceți lucruri bune pentru municipiul Orșova. Multă sănătate dumneavoastră și tuturor celor care participați la acest eveniment deosebit. Mă bucur să vă văd în număr așa de mare aici pe platou din acest parc, în aceste zile de sărbătoare pentru noi, pentru comunitatea orșoveană. După 20 de ani de absență de pe scena zilelor municipiului Orșova, astăzi, în seara aceasta, va urca pe scenă un artist îndrăgit de toți participanții la acest eveniment. E vorba despre orșoveanul nostru, despre Irimică. Când brâul ai început, la 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 la